acțiunile noastre au consecințe cu care ne întâlnim, chiar dacă nu ne convine. Ce seamănă omul, aceea va secera. Mai înainte ca Dumnezeu să-i dea lui Iacov binecuvântarea promisă, trebuie să rezolve problemele din viața lui. Și rând pe rând, Iacov este confruntat cu consecințele faptelor sale, dar în final învață lecția ascultării de Dumnezeu. Veniți să studiem astăzi cuvântul lui Dumnezeu din Geneza, capitolul 29, de la versetul 1 la versetul 14. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc la răsărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obișnuiau ciobanii să-și adape turmele și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se strângeau acolo, ciobanii prăvăleau piatra de la gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. Iacov a zis păstorilor, fraților, de unde sunteți? Din Haran, au răspuns ei. El le-a zis, cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Îl cunoaște, mi-au răspuns ei. El le-a zis, este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. El a zis, iată, soarele este încă sus și prea devreme ca să strângeți vitele. Adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns, nu putem până nu se vor strânge toate turmele. Atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Pe când vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său, căci ea le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecii, și a dat fuga de a spus tatălui său. Cum a auzit Laban pe Iacov, fiul sorei sale, i-a alergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate și Laban i-a zis, cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Iacov a stat la Laban o lună. Iacov fugea să-și scape viața și spera să-și găsească și o nevastă bună în Haran. Domnul însă avea un plan mult mai mare pentru el. Nu numai să-i scape viața, nu numai să-i dea o nevastă, ci Domnul reînnoiește și îi dă lui Iacov promisiunea pe care i-o dăduse lui Avram și îi spune, eu sunt Dumnezeul tău. Eu vreau să te binecuvintez, vreau să fac din tine un neam mare. Și Iacov acolo în mijlocul pustiei, într-un loc plin de bolovani, un loc neospitalier, Iacov primește promisiunea Domnului și de acolo pornește spre Haran un alt om. Vreau să vedem în primul rând în umblarea lui Iacov călăuzirea Domnului. Iacov pleacă din Berșeba, pleacă spre Haran într-un loc necunoscut. Mama lui plecase din Haran în urmă cu mai bine de 40 de ani. Toate amintirile pe care le avea despre Haran erau de acum destul de șterse. Și îl trimite pe Iacov, Iacov, du-te înapoi la casa tatălui meu, în Haran. N-a știut cât s-au schimbat lucrurile, n-a știut ce mai este pe acolo și îl trimite. Și vreau să vedeți cum îl conduce Domnul. Îl conduce pe Iacov să ajungă exact acolo unde erau turmele lui Laban. Cât e de mare ținutul Haranului, îl duce Domnul pe Iacov exact la oamenii pe care trebuia să-i întâlnească. Și ne aduce asta aminte de o altă întâmplare când omul lui Dumnezeu, Avram, trimite pe robul său și îi spune, du-te să iei o nevastă fiului meu. Și pleacă și ajunge robul la o fântână. Și acolo Domnul îi vorbește și scoate în cale pe nevasta viitoare a fiului stăpânului său. Domnul l-a călăuzit atunci pe robul lui Avram, Domnul îl călăuzește acum și pe Iacov și îl duce
acolo unde trebuia să ajungă. Și vreau să vedeți însă ceva. Se întâmplă de multe ori că cerem Domnului călăuzire ca să ajungem într-un loc îndepărtat. Și când ajungem acolo, zicem, Doamne, mulțumesc, de aici mă știu descurca singur. Fratele Marcu Nichifor povestește că odată a fost în București și avea cu dânsul o valiză mare și grea. În gara de nord era cu valiza și mai avea de umblat încoace încolo și lasă valiza în gară și zice, Doamne, ai te rog grijă de valiză până când mă întorc eu. Și se duce și umblă unde are de umblat, se întoarce peste câteva ceasuri și valiza era tot acolo. Și zice, Doamne, îți mulțumesc că ai avut grijă de valiză, de acum am eu grijă de ea. Și nu s-a întors bine de două ori încoace încolo, în două minute a rămas fără valiză. Câte vreme căutăm călăuzirea Domnului, Domnul este credincios promisiunilor sale și ne conduce. Problema e că de multe ori am ajuns așa de deștepți încât când ne-a adus Domnul la un punct, zicem, Doamne, de aici mă știu descurca singur, de aici am eu grijă de valiza mea, de aici știu unde să merg. L-a condus Domnul pe Iacov de la Berșeba și până în Haran. Și l-a condus ca să-i dea o nevastă și să-l facă o seminție mare. Și Iacov când ajunge acolo, el și-a găsit deja nevasta. Nu citim că ar fi căutat călăuzirea Domnului. A văzut-o pe Rahela, Ileana Cosânzeană. Frumoasă, harnică, energică, așa nevastă-mi trebuie. Și cum a văzut-o, a îmbrățișat-o, a sărutat-o după obiceiul oriental și și-a găsit nevasta. Ăsta era planul lui Iacov, nu era călăuzirea Domnului. Era planul lui Iacov, plan omenesc, la sfârșitul unei călăuziri divine. Omul lui Dumnezeu ne învață în Proverbe, în capitolul 3, versetele 5 și 6, și spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Dar trebuie să pornim de la încrederea în Domnul, pentru că El netezește cărările. Și spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm decizii iraționale sau că nu mai trebuie să ne folosim mintea. Înseamnă că trebuie să ne supunem deciziile la voia lui Dumnezeu. Iacov a ajuns călăuzit de Domnul până la fântână și de aici a zis, de aici știu eu merge. Câți tineri cer călăuzirea Domnului să ajungă până la fântână și de la fântână vor să meargă singuri? Doamne, vreau să îmi dai tu o nevastă bună. Și-l conduce Domnul într-un loc unde sunt fete bune sau băieți buni. Și zici, Doamne, mulțumesc, de aici mă știu eu descurca. De aici știu eu care-s criteriile mele și știu eu cum să aleg. Căutați voia Domnului până la capăt. Nu numai până ai ajuns la marginea Haranului, nu numai până ai ajuns la fântână, ci caută călăuzirea și voia Domnului până la capăt. Călăuzit de Domnul, Iacov ajunge la fântâna aceasta în Haran, și este condus mai departe ca să ajungă să se întâlnească cu viitorul lui socru. Și acum Domnul începe să-l prelucreze pe Iacov. Este o prelucrare de care și noi avem nevoie de atâtea ori. Când a plecat Iacov în Haran, de ce a plecat? A plecat forțat de împrejurări pentru că l-a înșelat pe fratele său. Acum vrea să primească promisiunea Domnului pentru viața lui. Dar în viața lui este un păcat ascuns, un păcat pe care îl poartă.
Și mai înainte ca Domnul să-i dea promisiunea, să-i dea binecuvântarea, trebuie să trateze problema din viața lui. Mai înainte ca Domnul să ne dea binecuvântarea și toate promisiunile în viața noastră, trebuie să ne curățească. Domnul vrea să ne binecuvinteze, dar mai întâi vrea să ne sfințească, să ne curățească. Și atunci când ne curăță, atunci revarsă și binecuvântarea. În Galateni, în capitolul 6, versetele 7 și 8, Pavel le spune fraților din Galatia: frații mei, aveți de grijă. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Ce seamănă omul, aceea va secera. Acțiunile noastre au consecințe. Trăim o vreme în care toți sunt de responsabilitate. Fiecare dă vina pe altcineva. Nu-i problema mea, nu-i vina mea, el m-a călăuzit sau el a spus așa și m-a băgat pe mine la apă. Și vrem să fugim de responsabilitate. Cuvântul Domnului ne spune: faptele voastre au consecințe, ceea ce semeni, aceea vei secera. Și când ai înșelat pe cineva, ai făcut un rău. Și Domnul trebuie să trateze răul acela pe care l-ai făcut. Am citit o întâmplare cu un tânăr din Virginia Beach, din statul Virginia, de aici din apropiere. 19 ani. Charles Robertson. Fără bani, s-a dus într-o zi la bancă să ia un împrumut. Și a completat acolo formele, era miercuri după amiază, a completat formele, le-a predat înăuntru și după două ceasuri s-a întors, dar cu alte planuri. S-a întors ca să jefuiască banca. A venit cu un pistol, înarmat cu un pistol, și a venit cu o notiță pe care să o dea casierului ca să-i dea banii. A intrat în bancă, a dat nota asta casierului. Casierul, când a văzut nota și arma, a luat banii pe care i-a avut acolo, i-a pus într-un sac și i-a dat omului. Și Charles Robertson, dându-și seama că poliția trebuie să vină, s-a grăbit repede, a luat banii și s-a dus la mașină. Când ajunge la mașină, și-aduce aminte că a uitat nota la ghișeu. Și zice: trebuie să mă întorc să iau nota, că dacă o găsește poliția, are dovadă împotriva mea. Se întoarce să ia nota de la ghișeu, ia nota și fuge repede la mașină. Când ajunge la mașină, și-aduce aminte că a uitat cheile la ghișeu. Își dă seama că timpul este prea scurt și atunci o ia la fugă pe jos, merge până la un restaurant din apropiere, un McDonald's, intră la WC-ul, deschide acolo la plafon, ascunde banii și arma și se duce acasă. Când ajunge acasă, colegul lui de cameră îl întreabă: unde dăm cheile de la mașină, că trebuie să merg. Nu era mașina lui, era mașina colegului de cameră. Și lui spune: păi, să vezi, n-am cheile. Cineva a furat mașina. Colegul lui de cameră ia telefonul și dă telefon la poliție. Mașina, culoarea cu tare, marca cu tare, numărul cu tare, mi-a fost furată. Poliția avea deja și cheile și mașina. Au venit direct la adresa lui și l-au arestat. Faptele noastre au consecințe și nu putem scăpa de ele. Mulți hoți s-au crezut mai dibaci decât toți polițiștii și, într-un fel sau altul, Dumnezeu ia mintea la fiecare și l-aduce să plătească pentru ceea ce a făcut. Iacov a crezut că tot ce a făcut el lui Esau e parte din istoria antică. S-a uitat și a trecut de mult. Și Domnul îi spune: trebuie să plătești, Iacov. Ce ai făcut are consecințe în viața ta. Și a venit vremea să plătească. Iacov era dibaci. S-a găsit însă unul mai dibaci decât el. Și Laban îl înșală pe Iacov exact cum l-a înșelat Iacov pe Esau. Iacov s-a îndrăgostit de Rahela, era frumoasă, și Iacov, după ce stă o lună de zile la Laban, îl întreabă Laban și zice: l-a văzut că e băiat bun, că se pricepe, vânjos, și spune: nu se cade să stai la mine și să lucrezi pe degeaba. Ce simbrie vrei să-ți dau?
Și lui Iacov deja inima îi bătea mai tare și îi spune, știi ce? Am să slujesc 7 ani pentru Rahela. Laban, ca un businessman bun, zice, decât ți-o dau altuia, mai bine ți-o dau ție. 7 ani, bine, ți-o dau. Nu era un obicei în Orient să-și vândă tatăl fetele. Era obiceiul ca mirele să dea tatălui ca și o despăgubire. Dar 7 ani de lucru pentru o nevastă se pare cam mult. Iacov o iubea și în dragostea lui nu i s-a părut că 7 ani sunt prea mult. Dar Iacov este exploatat acum de Laban, așa cum el a exploatat într-un moment de slăbiciune pe Esau. Vă aduceți aminte, vine Esau de la câmp și este istovit și este mort de foame și pentru un blid de linte își vinde dreptul de întâi născut. Acum îl prinde Laban pe Iacov într-un moment de slăbiciune, când inima îi se topea după Rahela și îl pune să lucreze 7 ani pe degeaba. Adică nu pe degeaba, pentru o nevastă. Dar 7 ani de zile să lucreze. Se întoarce roata și ce a făcut el lui Esau îi face lui acum Laban. Trec 7 ani și spune cuvântul au trecut cum? Ca și câteva zile. Pentru că o iubea pe Rahela. Și abia aștepta să treacă vremea și să se însoare. Trece vremea, trec 7 ani de zile, vine ziua mare și spune Laban, facem nunta. Și începe nunta. Și după obiceiul oriental, bărbații deoparte încep și mănâncă bine și beau și chefuiesc. Și după aceea se duce mirele la mireasă. Noapte, când se duce, întâlnește în cort pe mireasă și în noaptea aceea, ca și soț și soție, se culcă și a doua zi dimineață când se scoală Iacov, și pe asta nu era Rahela, era Lea. Ce-a făcut Iacov mai de mult când l-a înșelat pe tatăl său? S-a dus și s-a dat drept altul. Și acum, exact același lucru îl pățește el. Nu numai atât. Dar vine Laban și spune, să vezi, la noi așa e obiceiul. Nu pot să o însor, s-o mărit pe Rahela înainte de Lea. Știi ce? După săptămâna asta, nunta ținea o săptămână. După săptămâna asta cu Rahela, cu Lea, după aia s-o dau și pe cealaltă. S-ai două neveste. Dar știi ce? Nu ți le pot da pe degeaba. Mai lucrez 7 ani. Și săracul Iacov, prins la strâmtorare, acceptă încă 7 ani de slujire. Ceilalți 7 ani n-au mai trecut așa de repede ca și primii. Vedem însă cum faptele noastre au consecințe și vine o vreme când plătim consecințele faptelor noastre. După ce a avut 2 neveste, au început să aibă copii. Și 1, 2, 3, 4, ajung la 11 copii, 12 copii. Și spune Iacov lui Laban, știi ce, dă-mi voie să mă duc acasă, în țara mea. Am acum familie și Laban zice, ascultă, cum să mergi cu mâna goală de la mine? Mai rămâi și mai lucrează și am să-ți plătesc. Și hotărăște Simbrie. Și dacă citiți în capitolul 30 și 31, vedeți acolo cum a încercat Laban iarăși să-l înșele. Și spune la un moment dat, în Geneza capitolul 31, versetul 42, Iacov îi spune lui Laban, de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul lui Avraam, pe acela de care se temea Iacov, Isaac, mi-ai fi dat drumul cu mâinile goale. De 10 ori încearcă
Laban să-l înșele pe Iacov. Și în toate acestea, Iacov învață lecția cea mai importantă, lecția dependenței de Dumnezeu. Plătește pentru păcatele din trecut, dar învață o lecție tare importantă. Învață că Domnul este de partea lui. Și dacă Domnul este de partea lui, chiar dacă e nedreptățit, știe că are în cine să se încreadă. Și Iacov slujește încă 6 ani. Și la sfârșitul acestor 6 ani, este gata să plece de acolo. De data asta însă, așteaptă călăuzirea Domnului. În timp ce era la Laban, după ce s-a căsătorit, Iacov a avut copii și a avut mulți copii. Aș vrea să vedeți însă cum planurile omenești și planul lui Dumnezeu nu sunt aceleași. Dacă ne uităm la cele două soții pe care le-a luat Iacov, Leia și Rahela, este o diferență foarte mare între ele, nu numai în înfățișare, ci este o diferență în starea lor spirituală. Rahela era frumoasă și era idolatră. Era idolatră. Inima legată de idolii tatălui său. Și vedem la sfârșit când fuge Iacov, când pleacă cu toți, Rahela este aceea care fură idolii tatălui ei. Rahela era idolatră. Leia avea o cu totul altă inimă. Leia avea o inimă alipită de Domnul. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 30, unde, capitolul 29, de la versetul 31 înainte, când Leia este binecuvântată de Domnul și are copii. Fiecărui copil îi dă un nume care este asociat cu numele lui Dumnezeu. Primul fiu care se naște îi spune Ruben, adică vedeți fiu, căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit. Când are al doilea fiu, îi pune numele Simeon, ascultare, și zice, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. Când are al treilea fiu, îi pune numele Levi, adică alipire. Când are al patrulea fiu, îi pune numele Iuda, adică lăudat fie Domnul. Și vreau să observați încă ceva. Din care seminție din Israel avea să se nască Mesia? Din seminția lui Iuda. În planul lui Dumnezeu pentru Iacov a fost ca el să se căsătorească cu Leia. Planul lui Iacov a fost să se căsătorească cu Rahela. Și Domnul folosește chiar și retenia lui Laban ca să-l călăuzească pe Iacov pe drumul care vrea el. Și Iacov nu acceptă. Leia avea inima alipită de Domnul. Leia este aceea pe care Domnul a destinat-o pentru Iacov. Planul lui Iacov a fost altul. Și când Rahela vede că nu poate să aibă copii, vine și aplică exact aceeași metodă pe care a aplicat-o cândva Sarai. Și spune lui Iacov, intră la roaba mea ca să am un copil de la ea. Și Iacov are 2 fii de la roaba lui Rahela, de la Bilha, pe Dan și pe Neftali. Și observați numele pe care le pune. Lui Dan îi spune, mi-a făcut Dumnezeu dreptate. Și este o diferență aici între numele pe care le dă Leia și cele pe care le dă Rahela. Este vorba, când Leia spune Domnul, este numele Domnului Yahweh sau Jehova. Când Rahela spune Dumnezeu, este numele generic al dumnezeirii care se aplica
și la dumnezeii păgâni. Leia îl recunoaște pe Dumnezeul lui Avram. Rahela cunoștea doar dumnezeii tatălui ei. Și când îl naște pe Neftali, îi pune numele Luptele lui Dumnezeu și spune ea, am luptat cu Dumnezeu împotriva sorei mele. O atitudine spirituală, o poziție spirituală cu totul diferită de cea a lui Leia. Aveți grijă, băieți și fete, când ajungeți în prag de căsătorie, căutați călăuzirea Domnului. E așa de ușor să fii atras de frumusețea Rahelei. E așa de ușor să fii atras de bărbăția sau frumusețea lui Făt Frumos și la sfârșit să vezi că n-a fost în voia lui Dumnezeu. E un pas prea important în viață ca să-l faci fără călăuzirea Domnului. Căutați călăuzirea Domnului până la capăt. Nu numai până la fântână, ci până la capăt. Domnul însă este îndurător. Nu încetează să mă uimească îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Chiar și din prostiile noastre, Domnul scoate un lucru bun. Și asta mă miră. Iacov își ia două neveste și cuvântul Domnului nu aprobă niciodată poligamia. Niciodată. Scriptura ne prezintă lucrurile așa cum au fost. N-a fost voia Domnului ca Iacov să aibă două neveste și încă două țiitoare. N-a fost voia lui. A fost împotriva voiei lui. Dumnezeu însă este milostiv și îndurător. Și chiar dintr-un lucru rău pe care îl face Iacov, Domnul scoate un lucru bun. Și îi nasc țiitoarele acestea și Rahela îi nasc fiecare câte doi copii. Și în cele din urmă, Iacov are 12 fii și se împlinește prin fiii lui promisiunea pe care Domnul a dat-o lui Avraam. Vreau să mai vedem încă un lucru în viața lui Iacov. Capitolul 31 vorbește despre întoarcerea lui Iacov în Canaan. Haranul nu era țara lui. Era o țară avansată. Erau locuri frumoase, erau pășuni pentru oi, erau oaze, dar nu era țara lui. Și Iacov este chemat de Domnul să se întoarcă acasă. Și pentru fiecare este o chemare acasă. Acasă, acolo unde ne vrea Domnul. Oricât de plăcut ni se pare locul unde suntem, Domnul ne cheamă acasă. Și-l cheamă pe Iacov, îi vorbește într-o vedenie, Iacove, e timpul, întoarce-te acasă. Și atunci Iacov își ia soțiile, copiii și turmele și pornește pe ascuns spre casă. Este confuzie în tabăra lui Iacov, confuzie spirituală. Rahela ia idolii tatălui ei. Și atunci când Iacov fuge din Haran, o ia spre sud și ajunge până la munții Galaadului. Și acolo îl ajunge Laban și cu oamenii lui. Și Laban îl mustră. Laban s-a dus pregătit să-l pedepsească, însă Domnul l-a oprit și într-o noapte i-a vorbit lui Laban într-un vis și i-a spus, să nu vorbești rău lui Iacov, să nu-i faci niciun rău. Și îl oprește de la rău. Dar Laban vine și îl mustră pe Iacov și spune, lucrat ca și un nebun. Plecat de la mine, fără să-mi dai ocazia să-mi sărut și eu fetele și nepoții, ai lucrat ca și un nebun. Dacă nu m-ar fi oprit Domnul, ți-aș arăta eu ție, dar Domnul m-a oprit. Am un lucru însă. De ce mi-ai furat și Dumnezeii mei? Și Iacov spune un cuvânt cumplit. Geneza capitolul 31, versetul 32.
Și de la versetul 31 spune: am fugit fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. Versetul 32: dar să piară acela la care îți vei găsi Dumnezeii tăi. Un cuvânt cumplit. Un cuvânt care s-a împlinit. Iacov nu știa că Rahela are Dumnezeii tatălui ei. Și Iacov rostește un cuvânt cumplit împotriva soției pe care o iubea. Și blestemul acela se împlinește. Cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne spune: orice cuvânt pe care îl rostiți să fie un cuvânt bun pentru zidire, ca să dea o binecuvântare celor ce-l aud. În Matei capitolul 12, versetul 36 și 37, Domnul Iisus ne spune: vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. În ziua judecății vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor, nu neapărat rău, ci un cuvânt nefolositor. Iacov, într-un moment de nechipzuință, rostește un cuvânt nechipzuit, un blestem cumplit. Și cuvântul acela se împlinește. Și atunci când Rahela a murit, Iacov nu știu dacă și-a dat seama ce a făcut. Să avem grijă, dragii mei, să dăm o binecuvântare. Ne învață cuvântul Domnului în cartea lui Iacov: din aceeași vână a izvorului nu poate să iasă apă dulce și apă amară. Nu se poate. Din aceeași gură nu se poate să iasă laude pentru Dumnezeu și blesteme pentru oameni. Din gura noastră, dragii mei, să iasă întotdeauna un cuvânt care să dea binecuvântare, un cuvânt care să edifice, un cuvânt care să înalțe. După 20 de ani, Iacov se întoarce acasă. A plecat singur. A plecat cu un toiag și o traistă și un burduf cu apă. După 20 de ani se întoarce cu două neveste, 12 copii, turme mari și multe, se întoarce om bogat. Se întoarce acasă călăuzit de Domnul. Domnul l-a condus în Haran și Domnul îl conduce înapoi. Și în călătoria lui, în pelerinajul lui până în Haran, Iacov învață să depindă de Domnul. Învață să renunțe la mașinațiile lui și să se încreadă în Domnul care i-a dat promisiunea. Domnul îi spune: te voi duce și te voi aduce înapoi. Și câtă vreme Iacov încearcă prin mașinații și prin șiretenia lui să-și croiască calea, creșește. Atunci când ascultă de Domnul, atunci începe să meargă bine. Și vreau să învățăm, dragii mei, de la Iacov, că Domnul vrea să ne călăuzească. Domnul vorbește și astăzi. Domnul și astăzi dă călăuzire copiilor săi, pentru că Domnul are pentru noi o promisiune minunată și El vrea să împlinească promisiunea. Dar Domnul ne cere nouă să ne supunem, să ascultăm. Vrea să ne curățească, să ne sfințească și în felul acesta să dea o binecuvântare nu numai în viața noastră, ci așa cum i-a promis lui Avraam, să dea o binecuvântare pentru toți oamenii din jurul nostru. Faptele noastre au consecințe și trebuie să plătim pentru ce am făcut. În Evrei, capitolul 12, cuvântul Domnului le vorbește credincioșilor și le spune așa. Evrei, capitolul 12, versetul 5, 6 și 7. Spune: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Nu te descuraja atunci când ești mustrat de Domnul. De ce? Căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește și bate cu nuiaua
pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Și chiar în suferința prin care trece, în necazurile prin care trece Iacov, Iacov învață lecția aceasta importantă. Iacov, Domnul te-a ales. Domnul te vrea curat. Și Domnul pedepsește, te lovește cu nuiaua, pentru că te iubește și se poartă cu tine ca și cu un fiu. Și dacă îngăduie Domnul în viața noastră și suferință și îngăduie și necaz, dacă îngăduie să suportăm consecințele deciziilor și faptelor noastre greșite, să ne ducem aminte, să nu descurajăm, pentru că Domnul se poartă cu noi ca și cu niște fii și vrea să ne curățească, să ne sfințească. Și atunci când vom sta înaintea Lui, să fim o biserică curată, fără pată, fără zbârcitură, fără vreun lucru care să întristeze fața Lui Dumnezeu, ci să fim o biserică sfântă, curată și fără prihană. Așa să ne ajute Domnul să fim în fiecare zi. Amin.